Comuna Mioarele dispune de utilitățile minimale, dar sunt premise ca în viitor să beneficieze de apă, canalizare și gaze naturale. Prezent în studioul Mușcel TV, primarul Damian Poștoacă a comentat proiectele pe care le are în derulare, dar a vorbit și despre nevoile cetățenilor. Una dintre problemele semnalate a fost cea a alimentării cu apă. Din păcate, atunci când consumul este mare, apa nu ajunge la toți localnicii, iar sesizările sunt multiple. Administrația locală a găsit soluția printr-o colaborare cu edilul Câmpul Lung. S-a mers pe situația de a face captări zonale, locale, din izvoarele pe care le aveam la nivelul comunei Mioarele. O vreme acest lucru a funcționat bine, după care cerința a crescut prin creșterea confortului populației, prin creșterea și a nivelului animalelor, pentru că au fost și sunt foarte multe proiecte cu finanțare europeană în derulare. Apariția din ce în ce mai pregnante a secetei, de ce să nu spun încălzirea globală care ne dă la toți de gândit, m-a făcut să încep tatonarea de vreo un an și jumătate, mai întâi cu conducerea edilului și apoi cu primăria Câmpul Lung, cu conducerea primăriei Câmpul Lung, și am ajuns la un punct în care spun eu că avem satisfacție în acest sens prin faptul că, având conducta introdusă în sol de noi pe acel timp, printr-o hotărâre de Consiliu a celor trei părți, Consiliul Local Mioarele, Consiliul Municipal Câmpul Lung și Consiliul Județean Argeș, le-am dat-o în folosință gratuită Câmpul Lungului. Sigur că am avut o discuție, v-am spus, cu conducerea edilului și a domnului primar Țăroiu, pentru că a spune, pentru că știu în amănunt ce mai trebuie completat, că au fost anumite porțiuni de țeavă pe atunci, nu existau posibilitățile de astăzi, care trebuia adusă din Austria și sunt vreo 437 de metri nu au fost plantate în sol, în pământ. Și atunci a trebuit să le spun exact, o să mergem pe teren, să face proiectul, am la situația de a face toată lucrarea ei până la hotarul cu Comuna Mioarele pentru a da apă în zonă, pentru că zona construibilă acolo e din ce în ce mai, se extinde din ce în ce mai mult, cerințele sunt din ce în ce mai mari și noi să ne mergem prin completare cu stații de pompare, vedem noile tipuri de stații de pompare, am înțeles că există niște stații de pompare moderne care să pun pe aducțiune altfel decât cele care le știam noi în mod tradițional. Edilul Damian Poștoacă a venit și cu o veste bună pentru localnici. Drumul județean 737, care leagă comuna Mioarele de Câmpul Lung, va fi reabilitat pe o suprafață de 9 km. Pentru că tot am adus aminte de drumul județean de Câmpul Lung Mățău, trebuie să le dau o știre bună mățăuanilor că am avut destule insistente și destui nervi pe parcursul timpului. S-a ajuns, sunt alocați, sunt deja, este pe site-ul Consiliului Județean, deci se vor da bani pentru asfaltarea de la Câmpul 1 la Mățău, 9 km în anul acesta. Este scos pentru analiză, Daliei documente de autorizare a lucrării de investiții. Suma este de, cred că nu greșesc, 1.400.000. Este un lucru bun pentru că aveam probleme, de ce să nu spunem, că probabil că după Albești al nostru e drumul destul de rău, să zic. Da. E bun și lucrul ăsta făcut. Sigur, mă întreba cineva, șanțurile nu le facem? Păi probabil că nu trebuie, că dacă am intrat în etapă de canalizare, hai să nu le facem. Și așa, proiectul inițial pe care l-am făcut eu când era drum comunal, avea, bineînțeles, avea și șanțuri și tot. Numai că pe partea de Mățău, 3 km noștri, care am făcut prima dată, am făcut, cum am reușit eu, dar am luat bani atunci pe timpul la 10 miliarde, erau bani, și am venit de la minister semnat cu hârtia și atunci am deranjat pe cine nu trebuia și nu mi s-a mai dat niciun ban, nici de șanțuri, nici de stratul al doilea de asfalt. Gândiți-vă că drumul făcut de pe Mățău de 3 km, ce 3 km sunt mai mulți,
vreo 5 sau 6. A rezistat într-un singur strat din anul 2000. Bineînțeles, cu reparațiile care sunt de făcut, că n-ai ce face, cât să reziste și el. Dar gândiți-vă, într-un singur strat a rezistat din 2010 până și acum este cât de cât viabil. Edilul a încheiat emisiunea făcând anunțul conform căruia va rămâne în slujba cetățenilor pentru încă un mandat, asta în cazul în care aceștia îi vor acorda încă o dată votul de încredere. Probabil să întreabă mulți, da, voi candida? Pentru că am început destule lucruri pe care trebuie să le duc la bun sfârșit și pentru că mi-a plăcut o cugetare a lui Nichita Stănescu. Am puțin prieteni, dar nenumărați.